Sfârșiune drepte, ascultăm Sfânta Evanghelie a cei tuturor. Iisusului Hristos. Sfânta Evanghelie, cea după Marcu citire. În vremea aceea a intrat iarăși Iisus în Capernaum după câteva zile și s-a auzit că este în casă. Și îndată s-au adunat așa de mulți că nu mai puteau încăpea nici pe locul dinaintea ușii, iar dânsul le grăia cuvântul lui Dumnezeu. Și au venit la el aducând un slăbănov pe care îl purtau patru inși. Dar neputând ei să se apropie de el din pricina mulțimii, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtură au coborât patul în care zăcea slăbănogul. Atunci, văzând credința lor, Iisus a zis slăbănogului: Fiule, iartă-se ție păcatele tale. Dar unii dintre cărturari care erau acolo de față cugetau în inimile lor: De ce grăiește acesta astfel de blasfemii? Cine poate să ierte păcatele decât numai singurul Dumnezeu? Însă Iisus, cunoscând îndată cu Duhul Său, că așa gândeau ei în sinea lor, le-a zis: De ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai lesne a spune slăbănogului: Iartă-ți ție păcatele tale, sau a zice: Scoală-te, ia sfatul tău și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să iertă păcatele, a zis slăbănogului: Ție-ți poruncesc, scoală-te, ia sfatul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și luându-și patul, a ieșit afară înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și preamăreau pe Dumnezeu zicând: Niciodată n-am văzut așa ceva.